Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună ziua, părinți, bună ziua, copii, sunt Mirela Retegan, sunteți la Europa FM, la Antrenorul părinților. Astăzi este o ediție specială, pentru că am câteva invitate pe care doresc de mult să le adun în aceeași întâlnire. Este o întâlnire pe Zoom, dar ele sunt foarte obișnuite, pentru că asta fac de un an de zile, ba sunt pe Zoom, ba sunt în sălile de clasă. Sunt învățătoarele care au câștigat în ultimii 5 ani titlul de învățătoare a anului. În 2016, de ce? Pentru că am întâlnit foarte mulți părinți cu care am discutat despre persoanele care le educă în școli copiii, mi-a venit ideea de a aduce în față oameni care au ales să facă din meseria de educator o misiune, o menire. Eu cred foarte tare că învățătoarea are, după mamă, probabil rolul cel mai important în viața unui copil. Că în mâinile ei se plămădește sufletul acela mic și că mamele și tații își lasă la poarta școlii și la ușa clasei puiul în mâinile celei în care își pune fiecare toată speranța. Așa că eu cred foarte tare că trebuie să ne întoarcem la rolul pe care îl au și trebuie să-l aibă învățătorii în viețile noastre, nu doar în sălile de clasă. Astăzi, invitate aici la Europa FM, sunt învățătoarele care au câștigat până acum titlul de învățătoare a anului. Și începem cu prima pe care vreau să vă prezint. Ne-am dus pentru ea tocmai la Galați, Silvia Fuică. Bună dimineața, Silvia! Bună dimineața! Mă bucur să vă văd, să vă revăd. Tu ai spart gheața. Da, sunt foarte timidă, o persoană foarte timidă. Voi încerca să nu arăt. O să ne descurcăm. Hai să-ți prezint și fetele care au, doamnele, domnișoarele care au câștigat în anii următori. În 2017 a câștigat titlul de învățătoare a anului Otilia Nuță, o învățătoare din București. Bună dimineața, Otilia! Bună dimineața tuturor! Mă bucur să le cunosc pe celelalte învățătoare deosebite și să te revăd pe tine. Nu vrei să știi câte mesaje am primit? O cunoști personal pe Otilia? Vreau să-mi duc copilul în clasa ei. Ai putea să... După Otilia ne-am dus tot aproape de București, la Crevedia, și a câștigat în 2018 Corina Andreea Cercel. Bună dimineața, Corina! Bună dimineața tuturor! Mă bucur să vă revăd și să le cunosc și eu pe colegele mele, pentru că, bineînțeles, suntem cu toate colege. Corect! Colegele tare de titlu. În 2019 n-am apucat să facem, ne-am luat cu alte treburi, dar în 2020 ne-am dus până la Eșelnița și învățătoarea anului a fost Elisabeta Păcurar. Bună dimineața, Elisabeta! Bună dimineața și salutări de la Dunăre! De la Dunăre. Pare că astăzi avem o zi frumoasă pentru stat în casă. Și se pare că eu am așa o afinitate pentru Dunăre, că am plecat de la Galați și am ajuns la Drobeta. Mă gândeam. Cine știe, anul ăsta poate e pe granița cu Ungaria, ieșim, ne ducem spre Budapest cu învățătoarea anului. Vă mulțumesc din toată inima că v-ați făcut timp și aș vrea foarte tare să povestim un pic cum a fost acel moment în care fiecare dintre voi ați primit diploma de învățătoare a anului și ne-am întâlnit cu voi și cu toată gașca Zurli și cu copiii voștri, că despre asta e vorba. Noi îi invităm pe părinți să propună pe învățătoareanului.ro o învățătoare sau o educatoare pe care părinții o apreciază. Asta ne dorim, să fie o apreciere sinceră, da, domnule, uite, ăsta este omul în care eu cred și care are grijă de sufletul și de educația copilului meu. Apoi, din toate miile de mesaje care vin acolo pe învățătoareanului.ro, eu aleg acel mesaj care mi s-a părut mie cel mai puternic, cu siguranță că rămâne o listă scurtă, după care eu încep să verific, să caut, să văd despre cine este vorba și de fiecare dată am simțit așa cum mă strigă
persoana care a câștigat acest titlu. Apoi am plecat cu Gașca Zurli în școlile în care predau aceste învățătoare și la fel o să facem și anul acesta. De mâine dăm drumul la campanie, de mâine puteți să vă votați fiecare învățătoarea sau educatoarea pe care o iubiți și care credeți că în anul acesta extrem de greu a știut cum să facă față situației și să rămână aproape de voi și de copiii voștri. Hai să mergem la Galați. Silvia, cum a fost momentul acela pentru tine? Tu habar n-ai avut? Habar n-am avut. Eram în curățenie acasă, nu aveam net, eram la părinții mei cu bagaje, vai de capul nostru, internetul nu prea mergea și a doua zi dimineață, colegele care sunt foarte drăguțe în general, în dimineața aceea era ceva special, parcă mă luau de mână și spuneau, Doamne, stai o zi frumoasă, astăzi va fi minunat. Wow, ok, da, da, nici prin gând nu mi-a trecut ce o să se întâmple. Știam că părinții pregătiseră o surpriză pentru copii, dar și cu asta eram obișnuită, pentru că au fost niște părinți minunați, care tot timpul aveau, veneau în întâmpinarea ideilor mele sau veneau cu propriile idei și... se creează așa o legătură foarte frumoasă chiar de la clasa pregătitoare. Și a fost un moment atât de intens încât, deci nu mi-am amintesc să fi simțit atâta emoție. Care am intrat pur și simplu peste tine, în clasă, copiii erau acolo. Am rămas înmărmuriți cu toții, inclusiv eu, deci emoție pură și... deci este minunat dacă reuși. Mie nu-mi place să fiu surprinsă, pentru că nu știu cum reacționez, de la o vârstă e mai greu că... Ai fost drăguță. Ai totul sub control și, în schimb, a fost absolut minunat, minunat. Deci atâta emoție și bucurie. Și pentru noi era prima întâlnire într-o sală de clasă și îți dai seama cam cât de greu a fost, pentru că ne-au văzut copiii care erau prin celelalte săli, s-a adunat toată școala, a venit Gașca Zurli, școala... Ce școală e? Școala numărul... 13, Ștefan cel Mare. Da, e... Da. Nu e de aici de acolo să parcheze microbuzul Găștii Zurli în curtea școlii și să te trezești cu toată gașca acolo. A fost foarte frumos și o să revenim la Galați, dar ne ducem aici în București, aproape Otilia și la tine a fost surpriza foarte frumoasă și reacțiile părinților foarte frumoase. Așa este. Elevii mei erau în clasa pregătitoare atunci, în 2017. Nu am știut nimic. O parte din elevii mei, vreo 3 sau 4, erau frați ai foștilor elevi și părinții mă știau nu doar din anul de pregătitoare, o parte mă știau și de la seriile trecute. Nu am știut absolut nimic. Eram cu sora mea la cumpărături și am primit un mesaj pe telefon cu un link și când am deschis linkul respectiv, ne urcasem deja în mașină și l-am deschis și tu prezentai, învățătoarea anului 2017 este Otilia Nuță. În momentul acela conduceam, n-am văzut că este roșu și am trecut, iar sora mea m-a tras de mână, vei fi pietonul anului dacă nu ești atentă. Și atunci am tras pe dreapta, am respirat și am mai ascultat încă o dată și încă o dată și nu venea să cred ceea ce ascult. Am sunat câteva mămici, mămica care mi-a trimis link-ul, cum s-a întâmplat asta, mi-a povestit atunci așa în mare despre ce este vorba. A fost extraordinar. Acum am emoționat doar amintindu-mi acele momente. Apoi întâlnirea cu voi, cu tine și cu echipa ta și gașca ta minunată a fost la școală, în aproape ultima zi de școală, când noi pregătisem o mică sărbare de sfârșit de an școlar. Copiii și părinții v-au așteptat cu mare drag și la fel intrarea în clasă a fost extraordinară, spectaculoasă, diploma aceea mare, mare pe care o am pusă pe perete. A fost foarte frumos că părinții s-au așezat în bănci împreună exact. Cu copiilor și au ținut copiii în brațe și noi eram în fața clasei da. Și am cântat, am o căsă mică. Foarte frumos să le spunem ascultătorilor Europa FM că suntem în direct cu învățătoarele anului. În fiecare an eu aleg împreună cu Fundația Zurli o învățătoare a anului și le-am adus astăzi aici la Europa pe cele care au fost declarate până acum, pentru că de mâine dăm drumul campaniei pentru 2021.
Vă mărturisesc că și pe Silvia Fuică de la Galați și pe Otilia Nuță de la București le-am ales pentru că au scris despre ele extrem de frumos și extrem de personal părinții din clasă. Și mi s-a părut fantastică mobilizarea lor. N-a scris un părinte, n-au scris doi, au scris toți părinții din clasă, cu frații mai mari, cu verișorii, cu mătușile, cu bunicile, cu toată lumea s-a mobilizat și a fost foarte clar pentru mine că dacă atâția oameni cred în fetele astea, înseamnă că au ceva special. Pe Corina Cercel am ales-o pentru că m-a impresionat foarte tare tinerețea ei și felul în care a fost prezentată și mi s-a părut așa că este acea zână la care visează orice copil să ajungă în clasa întâi. Bună dimineața, Corina! Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Mă bucur că părinții m-au considerat așa cum eu mi-am dorit să fiu pentru copiilor, pentru că meseria aceasta am ales să o fac încă de când eram și eu în clasele primare. A fost, puțin spus, o surpriză. Eu nu știam de desfășurarea acestei campanii, nu știam că urmează să aleagă cineva învățătoarea anului, nu auzisem nici în anii trecuți că s-a ales învățătoarea anului și eu am primit vestea, așa cum și colegele mele au primit vestea, seara era peste ora 22, deci foarte târziu, când am văzut că mă sună doamna director și am rămas puțin surprinsă, am încercat să mă gândesc dacă am făcut ceva rău, iar apoi când i-am răspuns, m-a felicitat, mi-a spus de ce m-a sunat la ora respectivă, apoi am căutat și eu, am văzut că numele meu se află acolo în dreptul titlului de câștigător al învățătorului anului 2018 și bucuria a fost... Mi se pare minunat că a devenit un eveniment pentru toată școala, nu doar pentru clasă și pentru învățătoarea propusă. Anul trecut ne-am dus la Eșelnița. Cine stă acolo lângă tine, Elisabeta? Hai. Și de piticul meu. Iar de hai să te vedem și care... Bună! Bună! Elisabeta Păcurar, pentru tine ne-am dus până la Eșelnița, anul trecut, în plină pandemie. Da, pandemia nu a putut stopa evenimentele tale frumoase. Mie îmi place să spun că nicio pandemie nu ne oprește să aducem bucurie. Pentru mine a fost ceva magic. Cred că mai bine am rumegat-o după ce ai plecat. Chiar nu mă așteptam că în mediul rural trupa Zurli o să ajungă cu o surpriză pentru mine și copiii mei. Mă gândeam că într-o zi o să mergem la Drobeta sau la Timișoara sau la Craiova să vedem trupa Zurli. Copiii îmi spuneau de trupa Zurli, îmi povesteau de echipa ta super distractivă și minunată. V-am văzut pe net, nu știam exact ce și cum, dar am spus să vă promit că într-o zi vom merge să-i vedem. În ideea, chiar îmi doream treaba asta. După ce am văzut mesajul, la fel ca și colegile mele, surpriza a fost bine ținută sub control. Nu știu cine este cel care face magia asta, dar nu s-a transpirat nimic. A fost totul o surpriză care pentru mine a fost așa o recunoaștere cumva că facem treabă, noi învățătorii, facem treabă și că părinții ne iubesc și că și copiii ne iubesc. Și cumva că nici satele nu sunt scoase de pe listă, adică cadourile merg și către copiii care, să zicem, sunt mai dezavantajați decât cei de la oraș. Și m-am bucurat enorm că am fost un exemplu de copii de la țară care v-am avut aici. Acum fiind pandemie, ceilalți n-au putut să participe nici să se apropie foarte tare și a fost cumva o dezamăgire mare în rândul lor că n-au putut să vadă fazurile mai de aproape. Dar noi sperăm că învățători buni și educatori buni avem în zonă și că veți reveni în zonă într-o zi și cumva o să facem copiii ăștia minunați să se bucure de voi.
Avem de recuperat multe spectacole, nu vreți să știți cum așteptăm noi să plecăm odată, să ne urcăm în microbus și să plecăm. Suntem la Europa FM, la Antrenorul Părinților, vorbim cu doamnele care au fost declarate din 2016 încoace învățătorul anului, învățătoarea anului, pentru că această campanie se derulează, iată, de 5 ani de zile și începând de mâine, toți părinții din România sunt invitați să voteze pe www.învățătoareanului.ro o învățătoare sau o educatoare sau un învățător sau educator care credeți voi că anul acesta s-a străduit foarte tare să fie partea bună din viața copiilor voștri. Și o să trec așa un pic pe la fiecare din între voi să-mi spuneți cum a fost anul acesta școlar, pentru că mie mi se pare că, dincolo de greutățile legate de partea medicală, toată nebunia asta prin care au trecut copiii noștri i-a afectat enorm și că, de fapt, ei sunt principalele victime ale acestei perioade. Silvia? A fost foarte greu și... Pentru mine a fost foarte greu, mai ales sfârșitul anului trecut, pentru că am avut clasa a patra, o relație deosebit de strânsă cu copiii și părinții. Iar, deci, dacă tu spui că ai dat recuperată spectacole, eu primesc încă bilețele și buchete de flori în care mi se spune că avem de recuperat foarte multe îmbrățișări. Și, într-adevăr, a fost foarte greu. Și anul acesta este greu, pentru că am pregătitoare și... nu știu cum s-a întâmplat, în schimb am reușit, este prima generație pe care am reușit să-i învăț după nume, după ochi și după glas, într-un timp absolut record, pentru că poate să stea în spatele meu să șușuiască sau să aibă masca pe ochi și pe față și o să-i recunosc, să-l recunosc după ochișori. Deci a fost ceva fantastic. Deci cred că interiorul meu s-a adunat și a zis trebuie să faci ceva, pentru că bineînțeles că ne și îmbrățișăm, nu putem altfel, dar nu atât de mult ca înainte. Este foarte greu. Cred că partea aceasta cu socializarea, pentru că la mine, înainte de a da informații, de a-i educa, adică de a da cunoștințe, eu dau dragoste, creez o stare de bine, pentru că acesta e stilul meu și este foarte greu, pentru că nu reușesc să mă desfășor. Dar am supraviețuit și reușim să ținem legătura și cred că vom trece cu bine în momentul în care ne vom vedea. Va fi bine. Asta este sloganul. Va fi bine. Corina, tu unde predai acum? Eu acum predau la o școală din Târgoviște. Am clasa a patra, însă este destul de dificil, într-adevăr, cu tot sistemul acesta online... Dar sperăm să vină vremuri mai bune, să putem să revenim la normal, să putem să fim exact cum eram înainte, cum spunea și colega mea, să putem să ne îmbrățișăm, să putem, eu având clasa a patra, sunt mai responsabil, să spun așa, copiii și înțeleg că nu avem voie să ne îmbrățișăm, că nu avem voie să împrumutăm lucruri și ne îmbrățișăm așa de la distanță, întindem mânuțele și ne îmbrățișăm de la distanță. Otilia? Da, și eu am tot clasa a patra și, într-adevăr, comparativ cu Silvia, care are pregătitoare, a fost, zic eu, puțin mai ușor din punct de vedere al tehnologiei și al faptului că, și fiind și în București, clar, tehnologia a fost cu totul alta, iar copiii sunt mai mari. Fiind mai mari, ei știu foarte multe lucruri, ei sunt ca un burețel care absorb orice informație, mai ales legată de tehnică. Au fost pentru mine un real suport pentru că, sincer, în această perioadă, tot ce am făcut, am învățat și eu ca și ei și multe lucruri de la ei. Chiar și când am revenit la școală și îmi instalam toate gadgeturile pe care le foloseam în predare, doamna, apăsați acolo, faceți acolo, ei știau foarte, foarte multe lucruri. Într-adevăr, apropierea fizică lipsește și se simte și abia așteptăm să putem să ne îmbrățișăm, pentru că și eu aveam elevi care ieșeau la tablă și întâi mă luau în brațe și apoi mergeau să scrie. Plecau de la tablă, mă luau în brațe și mergeau din nou în bancă. Însă, nu știu, probabil că nu peste tot este la fel. Însă această perioadă în care noi am lucrat online a avut și niște părți bune, în sensul că
Copiii și-au dezvoltat foarte multe abilități și copiii și noi dascălii. Eu chiar la sfârșitul anului calendaristic, când am făcut așa o mică întâlnire de Crăciun, le-am pregătit un earpod, apropo că am învățat multe și folosim multe aplicații, în care am rugat să scrie ce a fost bun și ce n-a fost bun în, în această perioadă pe care noi am parcurs-o mai mult acasă în fața ecranului. Venim la asta pentru că vreau să discutăm cu toată lumea despre subiectul ăsta. Ne aducem acum la Eșelnița să vedem cum a fost anul școlar pentru Elisabeta Păcuraru. Trebuie să spun ceva ce am uitat să menționez când te-am prezentat. Elisabeta a câștigat anul trecut acest titlu pentru că m-a impresionat extrem de tare povestea ei. Fiul soțului ei a învățat-o să facă o campanie, a strâns niște bani, a cumpărat tablete și pentru fiecare copil din clasă și s-a dus în satul ei din poartă în poartă și i-a învățat pe acești copii să folosească Zoom-ul pe care l-a învățat și ea la rândul ei. Cum a fost? Da, anul trecut a fost dificil pentru că, exact cum spuneai, nu aveam nici tehnologia, nici competențele să lucrez cu copiii. Acum am fost așa prinsă între două lucruri de care aveam stringentă nevoie. După campanie am luat tabletele, nu știam să le folosesc, a trebuit să învăț într-o seară cu aceeași persoană care m-a ajutat să achiziționez o parte din ele, pentru că o parte le-am avut. Să-i spunem și numele. Da, Eduard Burghelia. O parte le aveam pe un proiect de la Narada și după ce am învățat eu să folosesc tableta și Zoom-ul, am luat-o din poartă în poartă, cum ai spus, ca să învăț și copiii și părinții, pentru că, într-adevăr, părinții au fost parte din procesul ăsta de învățare, vrând nevrând. După care lucrurile s-au mai așezat, adică noi acum în clasa a treia, cumva ne-am simțit mai în siguranță, pentru că deja știam să folosim Zoom-ul, însă a venit bomba, nu mai avem voie pe Zoom, trebuie să folosim Google Classroom. Și am luat-o de la capăt cu învățatul. Ceea ce, exact cum au menționat și colegele, a trebuit să observ un real interes al copiilor față de digitalizare. Adică a mers foarte repede să se treacă de la Zoom la Classroom. Pot să spun că sunt mai pricepuți decât mine, că să recunosc treaba asta, că sunt mai pricepuți decât mine pe Google Classroom. Ei lucrează și cu alți profesori care dețin ceva competențe mai avansate la partea de evaluare și de plasare de teme pe Classroom și mă învață și pe mine. Acum, ce a fost foarte interesant pentru noi anul ăsta a fost că n-am vrut să renunțăm la ele, adică ne-am întors în clasă, dar nouă ne-a plăcut și partea asta de tabletă și de online. Și atunci am luat tabletele cu noi în clasă. O să cumva le-am integrat în procesul ăsta. Deci a fost... Eu sunt foarte curioasă să aflu de la voi lucruri și sunt sigură că părinții sunt cu urechile ciulite, pentru că rar avem ocazia să vorbim cu niște persoane extrem de dedicate. Eu am știut foarte clar că, avându-vă astăzi pe voi aici la Europa FM, o să arătăm un alt fel de a aborda toată pandemia asta pentru clasele mici. O să ne întoarcem, pentru că în fiecare emisiune noi ne ducem cu părinții la psiholog. Încerc să îi obișnuiesc pe părinții din România că nu e absolut nicio problemă să cerem ajutor când avem nevoie, așa că Gașpar este de fiecare dată alături de noi. Ne ducem la Gașpar să îl întrebăm lucruri și ne întoarcem la voi și o să vă rog în a doua parte a emisiunii Antrenorul Părinților să vă gândiți să le spunem oamenilor ce ați înțeles voi, fiecare dintre voi, în anul acesta? Cu bune, cu grele, care sunt lucrurile importante pe care le-ați înțeles? În ce fel va schimba percepția voastră asupra școlii și a învățării și a relației cu copilul toată perioada asta din pandemie? Pentru că eu sunt sigură că n-a trecut degeaba și n-au fost doar probleme de adaptare, ci fiecare dintre voi, așa cum vă cunosc eu, ați înțeles multe lucruri din tot ce s-a întâmplat în ultimul an. Ne întoarcem la Europa FM în câteva minute. Bună dimineața, Gașpar! Bună dimineața, Mirela! Mă bucur tare, tare mult să te aud! Eu mă bucur că reușesc duminică de duminică să vin cu părinții la tine pe canapeaua aceea frumoasă din cabinetul tău și să mai decodificăm așa câte un subiect mai puțin abordat. Și astăzi aș vrea în
într-o variantă restrânsă, atât când ne permite timpul aici, să ne spui cum am putea să facem noi curățenie în viețile noastre, pentru că de multe ori le spunem copiilor că nu ne plac anumiți prietenii lor, că nu suntem de acord cu anumite relații pe care ei le au cu alți copii și copilul vine și îți spune, tu vorbești, uite, prietenul tău care ți-a făcut aia, prietena ta care ți-a zis cealaltă. Ei încep să observe relațiile nepotrivite din jurul nostru și noi nu suntem un model bun pentru relațiile lor. Și înțeleg că mă întreb cum anume putem face curățenie din punct de vedere relațional, al nu nostru. În casă și așa mai departe, ci curățenie în universul nostru interior. Uh-huh. Cred că e o întrebare pe care merită să ne adresăm fiecare dintre noi, cel puțin în fiecare anotimp. Primăvara, vara, toamna și iarna, să ne întrebăm cum arată sistemul nostru relațional. Și să ne adresăm această întrebare într-o manieră cât mai sinceră. Știm deja cu toții că ființa umană este eminamente socială. Deci avem nevoie de relații, avem nevoie de prieteni, avem nevoie de legături semnificative. Însă nu cred că e înțelept să facem orice pentru aceste legături. Și atunci merită să ne notăm chiar într-un jurnal, chiar într-o agendă personală, care sunt acele relații ale mele care acum funcționează suficient de bine, care sunt acele relații în care simt că dau, însă nu se schimbă absolut nimic, care sunt acele relații în care ar fi nevoie să investesc un pic mai multă energie, în care ar fi nevoie de o prezență și de o implicare mai mare din partea mea. Și atunci când văd că sunt relații în care eu am multă bunăvoință, am multă deschidere, dar efectiv celălalt din vari motive nu e dispus să schimbe ceva pentru ca relația să fie una sănătoasă, atunci aici e descris finalul acestei relații. E dureros, e dificil, pentru că noi vrem să păstrăm totul, pentru că noi vrem să nu pierdem absolut nimic. Și însă vorbim costurile... cu copiii noștri despre asta? Sigur că da, după ce am luat decizia, după ce ne-am dat seama că da, într-adevăr, asta este alternativa și varianta cea mai bună. E dificil pentru mine că voi face această schimbare, pentru că am ținut cândva la persoana respectivă foarte, foarte mult, însă despre asta este viața. Tot ceea ce are un început are și un sfârșit. Foarte frumos. Mulțumesc mult, Gașpar. Mulțumesc și eu. Sunteți la Antrenorul Părinților, suntem la Europa FM și astăzi vă prezint 5 doamne, cu mine, cu tot m-am inclus și pe mine în această prezentare, 5 doamne din care 4 sunt super învățătoare, pentru că ele au fost declarate învățătoarele anului din 2016 încoace și a cincea sunt eu, subsemnata, care se face vinovată cu ghilimelele de rigoare de această campanie absolut extraordinară, o campanie în care mii de părinți participă și propun învățătoarele și educatoarele și învățătorii și educatorii copiilor lor. Mâine demarăm ediția 2021, așa că astăzi le cunoaștem pe doamnele cu care ne-am întâlnit în anii trecuți. În 2016, învățătoarea anului a fost Silvia Fuică la Galați, în 2017 Otilia Nuță la București, în 2018 Corina Cercel la Crevedia și în 2020 Elisabeta Păcuraru la Eșelnița. Vorbeam înainte de pauză despre lucrurile pe care le-au înțeles doamnele învățătoare din această pandemie și începem cu prima, ne ducem la Galați. Silvia. Am înțeles că nu putem face lucrurile singuri, avem nevoie de părinți, de bunici, de bone. Am înțeles că este timp oricând pentru învățare. Am învățat atât de multe lucruri într-un timp atât de scurt, încât dacă înainte de pandemie mi-aș fi spus cineva, aș fi spus că nu vorbește serios. Am evoluat foarte mult și am învățat să ne adaptăm. Ne-am dat seama că avem atât de multe resurse și... resurse pe care le putem folosi, în schimb, doar dacă avem ajutor și dacă acceptăm ajutorul și dacă încercăm să fim empatici, să înțelegem. E deranjant uneori când ești în Zoom și auzi bunicii că le suflă. M-am supărat în interiorul meu la început, apoi mi-am dat seama că ei nu pot rezista fără să spună. Și atunci, uneori când scriam mesaje părinților pe Facebook, le spuneam a doua zi, pentru că într-o zi se certa bunica cu nepoțelul de la hârtia glase. Nu era suficientă pentru amândoi.
Și am scris părinților să lase suficientă și pentru bunii și pentru copil ca să poată lucra împreună. Și deci și cu bune și cu grele. Lucruri mai dificile, mai grele, am reușit să trecem peste. Deci importantă este echipa și faptul că trebuie să fim empatici, să înțelegem pe fiecare. Tuturor ne este greu în această perioadă. A fost mai puternică legătura dintre învățătoare, familie și copil? Deci eu mă raportez la clasa a patra, atunci da, a fost o legătură extraordinar de puternică și un ajutor foarte mare. Dar la clasa a patra, așa cum spunea și Otilia, deci părinții nici n-au știut că au elevi. Ei își încărcau singuri temele, învățam împreună, deci a fost absolut extraordinar. Adevărata provocare a fost la clasa pregătitoare. Aici a fost adevărata provocare. Nici nu vreau să-mi imaginez câți ani au copiii din clasa pregătitoare. 6 ani. Ai de capul meu. Corina, tu ce ai învățat din perioada asta? Eu am învățat că distanța nu ne separă neapărat, ci ne poate și apropia foarte tare. De exemplu, dorința de a ne revedea a fost foarte mare și de aceea atunci când am revenit în bănci semestrul acesta, semestrul al doilea, ne-am simțit puțin mai liberi, deși restricțiile au rămas. Tot am simțit că suntem acolo cu toții și că putem să mergem mai departe și că totul va fi bine. Și am mai descoperit că elevii care vor și care într-adevăr își dau silința să învețe, pot învăța în orice circumstanță. Adică pot învăța atât online cât și fizic la școală. Dacă există voință și sprijin, bineînțeles, și din partea părinților, pentru că mai ales în perioada în care am fost online, copiii au avut nevoie și de sprijinul părinților. Și dacă au voință, sprijinul părinților și susținerea noastră, atunci ei pot ajunge departe. Otilia? Da, a fost o perioadă, am spus și la început, grea, dar a fost o perioadă din care am învățat, în care am învățat foarte multe și noi și copiii și chiar i-am întrebat pe ei ce a fost bine și ce n-a fost bine. Au fost foarte sinceri și aproape toți mi-au scris că și-au dezvoltat foarte mult abilitățile de lucru la calculator. Îndrăgesc acum proiectele, fac niște proiecte deosebite pe care și le prezintă foarte frumos în fața celorlalți. De câte ori dau o temă săptămânală, doamna, putem să facem prezentare PowerPoint, putem să facem, am început să facă clipuri, să facă, mă uimesc, sincer mă uimesc, au ajuns să facă lucruri deosebite. Ca atare așteaptă tema săptămânală la care ei lucrează pe calculator și mereu mă surprind cu tot felul de alte aplicații pe care le descoper, împărtășesc și cu ceilalți. Am învățat și eu foarte multe, cum au spus și colegele mele, efectiv studiind ca un elev silitor pentru că trebuia să-mi fac treaba și nu mă puteam prezenta în fața lor fără să știu ce am de făcut. Și am mai învățat că noi profesori, indiferent de vârsta pe care o avem, indiferent de experiența pe care o avem, noi trebuie să mergem în lumea copiilor, nu să-i aducem pe copii în lumea noastră, de acum 30 de ani de când sunt eu învățătoare, de exemplu. Adică noi trebuie să ținem pasul cu ei. Noi trebuie să învățăm ceea ce este important pentru ei, ce le place lor, care este lumea lor și să intrăm în lumea lor alături de ei și să-i lăsăm să ne învețe și ei pe noi. Dacă cineva a avut dubii legate de gusturile mele atunci când aleg învățătoarea, probabil că acum s-au liniștit. Elisabeta Păcuraru, ce ai învățat tu în această pandemie? Am învățat că a fi învățător este o artă pe care cred că noi, cele care suntem aici cel puțin, o avem așa noi insuflată de când am fost micuțe. M-am readaptat și mi-a plăcut ce a spus Otilia, că noi trebuie să intrăm în lumea copiilor, nu să-i aducem pe copii în lumea noastră de acum 20-30 de ani. Eu aș spune ceva mai mult. Că noi trebuie să ne ducem împreună sau pe lângă copii în lumea viitorului. Să-i pregătim pentru ceea ce înseamnă viitorul de mâine și viitorul de poi mâine. Gadgeturile astea, tehnologia asta va fi ceva banal în viața lor. Peste 10 ani mi se va părea inclusiv nouă celor de astăzi banal. Și am învățat că nu trebuie să ne fie frică de tehnologie. Mi-a fost tare frică anul trecut.
să nu facem față, inclusiv că aveam toate instrumentele la îndemână, mă gândeam că poate nu reușim să le folosim așa cum trebuie și că, de fapt, nu facem decât să bifăm o zi de muncă și atât. Ei bine, m-am înșelat și mă bucur că e așa, pentru că am văzut copii care, dacă au greutăți în a citi un text, nu au greutăți în a citi o cerință de pe tabletă. Adică interesul depășește foarte multe dintre dificultățile pe care noi credem prin ceea ce am învățat în cursul anilor că le au copiii. Nu, asta cred că metodele noastre. Mi se pare foarte tare ce ai zis tu. Mi se pare foarte tare și cred metodele că... Metodele noastre, dacă le adaptăm la copilul... La copilul de astăzi și la copilul de mâine pe care îl vrem mâine, pregătit adultul de mâine, cred că îi vor scoate pe copii din foarte multe probleme. Asta e ceea ce am învățat eu, că mi-am făcut așa o evaluare la ce ar trebui schimbat la mine acum, după ce am văzut ce s-a întâmplat. Și cred că asta trebuie să privim cu mai mare încredere spre viitor și spre ceea ce vrem să facem în copiii ăștia. Și de cele mai multe ori par învechite la copiii și la nevoile lor de astăzi. Asta este ceea ce am învățat. Și nu doar la felul în care voi le predați, ci la felul în care noi, părinții, ne raportăm. Ai spus ceva extrem de important. Ei acceptă și sunt mult mai deschiși la o cerință dacă o citesc pe un ecran decât dacă o citesc... Într-o carte. Că noi, da! Da, dar noi nu înțelegem de ce ei nu citesc. Pe mine Maia m-a surprins spunându-mi că a citit o grămadă de titluri pe care eu nu le-am văzut prin casă. Da. Pentru mine erau necitite. Unde-s fată cărțile alea? Și i-a zis, pe telefon. Adică tu când stai pe telefon nu vorbești cu prietenii? Vorbești și cu prietenii, dar mai fac și altceva, mama, că m-aș plictisi doar să vorbesc cu prietenii. Sunteți minunate! Acestea sunt învățătoarele din panoul de onoare. Eu când o să mor, o să am așa un panou mare, 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 cu, eu vreau să trăiesc mult și cu toate o să ne întâlnim toate, că și voi o să trăiți foarte mult, că e nevoie de voi. Oamenii pe care Dumnezeu i-a trimis cu misiuni atât de importante, trebuie să aibă grijă de sănătatea lor, pentru că n-au voie să-și bată joc de misiunea pe care au primit-o. Atunci singura treabă e să ai grijă de sănătate, să rămâi cât mai mult în viață. Doamne, aș vrea să nu se termine deloc această emisiune, dar din păcate mai avem doar 5 minute și vreau să vă spun că anul acesta m-am gândit la ceva, la învățătoarea, dincolo de faptul că părinții sunt invitați să propună o învățătoare, învățător, educatoare, educator pe învățătoareanului.ro. M-am gândit să vin cu o propunere pentru învățătoare și am creat pe site-ul învățătoareanului.ro un formular pe care voi puteți să-l completați și să scrieți o scrisoare de apreciere pentru fiecare copil din clasă. Ați făcut vreodată asta? Ați scris scrisori de apreciere copiilor din clasa voastră? Uite, eu dacă aș avea o scrisoare de apreciere din partea învățătoarei mele, Doamne, deci cred că ar fi lângă certificatul de naștere, lângă diploma de bacalaureat. M-am gândit la faptul că nu există acest exercițiu, probabil, pentru toți pedagogii, toți profesorii, cum le zicea Otilia puțin mai devreme, și să le creăm un mijloc prin care pe învățătoareanului.ro ei găsesc acest formular de scrisoare de apreciere, pot să o scrie și să o trimită pe e-mail direct părinților acestor copii, că acum aveți toți adresele de e-mail ale părinților. Cred că pentru un copil ăla mai neastâmpărat, ăla mai neatent, ăla mai încet, ăla care nu percutează imediat, să îi scrii pe o scrisorică, eu cred și am încredere că tu o să faci ceva în viață și am văzut eu sclipirea din ochii tăi dincolo de mască și o să ne întâlnim peste 20 de ani și o să zici, doamna învățătoare, ați avut dreptate, s-ar putea ca două rânduri scrise unui astfel de copil de fapt să-i schimbe traiectoria. Ați făcut, faceți genul ăsta de... Am făcut la finalul clasei a patra. Îmi scris fiecăruia ce apreciez la fiecare dintre ei, o scrisoare, gen A4. Deci am zis că în viața mea nu mai amintesc de când să fi scris de mână atât de mult. Că vă dați seama, când ar fi fost ciudat să scriu la calculator. Era,
impersonal. Și atunci am scris de mână, cu stiloul, cu foarte frumos. Și, deci, întrucât a fost pe Zoom întâlnirea de sfârșit de clasa a patra... Tu l-ai trimis înainte. Am chemat părinții, a fost un fel de scenariu. Părinții știau de acea scrisoare, le-am spus că scrisoarea respectivă să le dea doar după ce terminăm activitatea, pentru că s-a lăsat cu... Cu lacrimi. Cu lacrimi, da. Am zis să nu iasă cu lacrimi, dar tot a ieșit cu lacrimi, pentru că a fost lacrimi de bucurie și de apreciere. A fost aprecierea mea față de ei. Eu vă invit să fiți primele care anul acesta, de pe învățătoareaanului.ro, scrieți scrisorile de apreciere online de data asta, de apreciere pentru felul în care ei au rezistat în anul școlar 2020-2021. Să ne raportăm strict la acest an dificil pentru toată lumea, an complicat, dar în același timp cu atât de multe lucruri. Mă bucur din toată inima că ați împărtășit aici cu noi și că am aflat lucruri minunate spuse de voi și aș vrea acum la finalul emisiunii ca fiecare dintre voi în câteva secunde să le transmiteți un mesaj părinților care ne ascultă și care sunt îngrijorați pentru anul acesta pe care mulți îl consideră pierdut în educația copiilor lor, se gândesc cu groază la ce vine în viitor și la ce o să se întâmple mai departe. Silvia. Eu știu că am susținerea părinților. Îi asigur că, așa cum mi-am propus anul acesta, obiective puține, dar sigure, care să se îndeplinească, îi asigur de toată susținerea mea în creșterea și educarea copiilor, iar ei știu că sunt alături de ei. Pentru că chiar mi-au adus comorile lor, întotdeauna spun, nu poți să te porți altfel decât că, deci, când primești cel mai intim gest, părintele ți aduce ce are el mai de preț, atunci tu trebuie să fii cu cea mai mare atenție față de acel lucru. Așa că toată încrederea că eu voi încerca să fac tot ce este mai bine pentru copiilor. Mulțumim! Silvia Fuică de la Galați, ne ducem la Târgoviște, unde e Corina Cercel. Eu le pot ura părinților doar să... Corina, care s-a măritat între timp. Da. Cum te cheamă, Corina, acum? Ciulei. Așa, bun, ca să te recunoască, da. Că probabil știu de Corina Ciulei. Da, da. Eu le pot spune doar să aibă încredere în copiii lor, pentru că fiecare copil are ceva aparte și fiecare este făcut pentru ceva anume. Fiecare are un drum în viață pe care trebuie să-l urmeze, iar părinții trebuie doar să îi susțină și să aibă încredere în deciziile și în tot ceea ce doresc ei să facă, să-i susțină în tot ceea, ce doresc copiii să facă. Mulțumesc frumos! Odilia Nuță. Da, tot la încredere mă gândeam și eu. Eu voi lua clasa pregătitoare anul acesta, termin clasa a patra. Părinților mei de a patra, datorită cărora am reușit să obțin și acest titlu, aș vrea să le spun că eu am mare încredere în copiilor, am mare încredere că deși a fost un an greu, ei se vor descurca foarte bine în clasa a cincea. Celor care urmează să vină, să aibă încredere în potențialul și în puterea fiecărui copil de a face lucrurile în felul lui și după puterile lui și să aibă încredere și în dascăl, în mine, în omul pe care l-au ales să le îndrume pașii copiilor. Pentru că tot ce îmi doresc este ca ei să fie bine și să vină cu drag la școală. Este cea mai mare dorință mea și dacă ei reușesc până în clasa a patra să vină cu drag la școală, eu consider că mi-am făcut treaba. Mulțumesc frumos! Elisabeta Păcuraru? Părinților le-a spune așa, foarte scurt, să rămână partenerii mei până la capăt. Cuvintele și promisiunile mi le țin întotdeauna și dacă am adus tehnologia în clasă, când toată lumea spunea că nu o să reușim, cu siguranță o să învingem noi și perioada asta dificilă și o să facem față. Mai avem un an de stat împreună, un an în care o să vedem ce e de recuperat. Avem și o vară între noi, deci o putem folosi dacă este nevoie. Trebuie doar să rămână alături de mine și copiii la fel. Bine, de copii în patul de mei sunt întotdeauna alături de doamna, dar să știe că și nouă ne este teamă puțin și nouă ne este greu,
dar avem încredere în ei ca și parteneri. Deci să păstrăm această relație de încredere și eu zic că trebuie să reușim. Eu am fost cu lacrimi în ochi toată ediția asta și cu nodul în gât, pentru că trebuie să le mărturisesc ascultătorilor mei. Eu nu mi-am iubit învățătoarea și probabil că fac această campanie de 6 ani de zile tocmai pentru că vreau să repar acolo undeva în sufletul meu această emoție care lipsește. Nu mi-am iubit-o pentru că ea nu m-a iubit. Eram unul dintre acei copii care n-a primit nici măcar o apreciere din partea propriei învățătoare. Eram unul dintre mulți copii care pe vremea noastră n-am primit o mângâiere pe cap, măcar să simți că a trecut pe lângă tine și a pus mâna pe capul tău. Și când le văd pe doamnele acestea care au înțeles că atunci când părintele lasă un copil la ușa clasei, așa cum spunea Silvia, îți lasă comoara lui cea mai de preț și are încredere să-ți lase sufletul copilului în mâinile tale și tu trebuie să fii conștientă că ai o responsabilitate imensă. Eu vă mulțumesc din toată inima și îi rog pe părinții care ne ascultă, dacă aveți pe acasă astfel de învățătoare pentru copiii voștri, astfel de educatoare, învățători, educatori pentru copiii voștri, propuneți-i pentru învățătoarea anului pe învățătoareanului.ro. Perioada asta în care online-ul a adus școala în casele oamenilor le-a oferit ocazia părinților să vadă mult mai mult decât reușeau să vadă doar prin gaura cheii de la ușă. Unii sunt foarte fericiți cu alegerile pe care le-au făcut, alții, așa cum vă spuneau, îmi trimit o felul de mesaje să mă întrebe dacă o cunosc personal pe Otilia Nuță, pentru că știu că va lua o clasă nouă și dacă pot eu să vorbesc pentru copilul X și Y. Ultima întrebare pentru voi. De ce părinții aleg învățătoarea și nu școala? Eu n-am auzit pe nimeni spunând, îmi duc copilul la școala aia, dar am auzit părinți spunând, vreau să ajungă copilul la acea învățătoare. Silvia, și cu asta o să te rog să spui și la revedere. Probabil doresc cei mai buni pentru copiilor, cele mai bune recomandări nu sunt de la cadrele didactice, ci sunt de la părinți, de la felul cum copiilor au fost educați și care au fost parcursul lor pe durata celor 4 ani. Deci, nu știu de ce aleg. Probabil simt. Uneori îți mulțumesc. Se fac cu sufletul. Îți mulțumesc din toată inima pentru că ai venit astăzi aici, pentru că eu am câștigat un om drag sufletului meu. De fiecare dată când ajungeam la Galați cu Gașca Zurli, măcar pentru o îmbrățișare, mă întâlneam cu Silvia și eu sunt tare norocoasă că te-am cunoscut și mă bucur că există în Galați atâția copii care au avut șansa să treacă prin mâinile tale. Eu cred că părinții aleg să aducă copiii la un anumit învățător și nu la o școală și din spusele copiilor. Cred că feedback-ul primit de la copil este cel mai important. Dacă copilul vine la școală de drag și spune eu astăzi nu vreau să rămân acasă, vreau să merg, să stau cu doamna, să lucrez cu doamna, să învăț împreună cu doamna, consider că atunci și părintele îi dă încredere că acel cadru didactic este dedicat și este potrivit pentru copilul lui sau pentru copiii pe care îi mai are și dorește să înscrie la același cadru didactic. Eu îți mulțumesc din toată inima și să știi că dacă vreodată vrei, Corina, noi avem un post liber de zâna bună la Gașca Zurli. Am înțeles. Rochia-ți vine, pagheta știi să o folosești. Corina este... fix acea zână, Doamne, cred că se uită fetițele la tine ca la desene animate în sala de clasă. Așa cum mă uit și eu la ele. Fetițele se uită la mine, așa cum și eu mă uit la ele. Ah, ce drăguț. Sunt foarte dragi toți copiii, nu doar fetițele. Otilia. Da, eu cred că părintele alege omul și nu neapărat o școală, pentru că omul căruia își încredințează copilul nu trebuie doar să-i transmită cunoștințe. Copilul poate să ia aceste cunoștințe din multe alte părți, are nevoie de sprijin la școală, are nevoie de cineva care să-l mângâie pe creștet atunci când plânge sau când nu poate, când nu iese o liniuță sau o cifră, are nevoie de cineva care să-i atragă atenția cu fermitate și blândețe atunci când greșește,
și are nevoie să fie alături de copilul lui și să se simtă în siguranță la școală. De aceea cred că alege omul. Îți mulțumesc din toată inima. Dragi ascultători, cei care vă uitați și online la această emisiune, să nu vă lăsați păcăliți de ceea ce vedeți. Otilia, între timp, a devenit bunică. Da, așa este. Și abia aștept. Am o pățică minunată de 3 ani și 3 luni, care îndrăgește gasca Zurli și mai nou știe avion cu motor tot. Așa. Și dansează și dansăm împreună. Bunii, așa, nu faci bravo. Bine. Trebuie bunii. Așa, bunii. Abia aștept să ne întoarcem la spectacole. Și noi să venim să te la văd acolo. Abia aștept. Elisabeta Păcuraru. La noi la țară e mai simplu, părinții nu aleg, suntem doar câte una pe ciclu. Interesant este că în anii anterior părinții nu m-au ales. Nu m-au ales. Alegeau alte învățătoare și se spunea despre mine, nu-l dau la ea pentru că are metode de-astea tinerești, nouă ne trebuie dură să facă treabă, să aibă teme multe, să-i țină sub control. Acum, cu bucurie, descoper că, deși suntem câte una pe generație, părinții întreabă când luați următoarea serie. Își mai țin copiii acasă un an. Chiar am ăsta, avem pe cineva, eu încerc să îi conving să nu. Asta înseamnă cumva că ei deja aleg, deși cumva nu există variantă la scriere, cumva aleg din anul anterior. Adică cumva... metodele astea au dovedit că la copiii de astăzi nu mai merge cu tirania și cu zbirul, care poate altă dată funcționau. Nu sunt convinsă nici dacă altă dată funcționau, dar funcționau, doar că acum umplem cabinetele psihologilor ca să ne vindecăm de metodele folosite altă dată. Da. Da. Mulțumesc din toată inima, vă mulțumesc foarte tare. Așa cum ați auzit, dragi ascultători, niciuna n-a spus despre rezultatele extraordinare la învățătură, despre locurile întâi ocupate în masă de copii pe care ele le-au pregătit. Niciuna n-a vorbit despre concursurile naționale, internaționale, genialitățile care au ieșit din mâinile lor. Aceste doamne extraordinare care au fost votate de părinți ca fiind cele mai potrivite pentru titlul de învățătoare a anului, au vorbit despre felul în care ele se raportează la sufletele copiilor, la inteligența emoțională, la capacitatea de a fi susținuți și de a merge umăr la umăr cu ei. Așa cum unele spuneau, nu trebuie să-i ducem pe copii în trecutul nostru, alta spunea, trebuie să mergem împreună cu ei în viitor. Mi se pare fantastic și eu vă promit că voi păstra această campanie până în momentul în care vom reuși să atingem un panou de onoare imens și să transformăm cât mai mulți învățători în învățătorii anului, pentru că sunt foarte mulți în România care merită. Doamnelor, vă țin pumnii, să ne vedem cu bine. Vă reamintesc în ordinea numerelor de pe tricou. În 2016, învățătoarea anului a fost Silvia Fuică din Galați. În 2017, Otilia Nuță din București. În 2018, Corina Cercel din Grevedia. Și în 2020, Elisabeta Păcuraru din Eșelnița. De mâine, pe învățătoareanului.ro, puteți să votați învățătoarea anului 2021. Eu mi-am îmbrăcat deja tricoul campaniei care de mâine intră în vigoare și tot acolo. Acolo, pe învățătoareanului.ro, vă invit pe voi, învățătorii, educatorii, să trimiteți scrisori de apreciere pentru fiecare copil din clasele voastre. Le scrieți online și cu siguranță că bucuria va fi imensă. Eu sunt Mirela Retegan și vă mulțumesc pentru ora asta petrecută împreună, să aveți o duminică minunată, să ne bucurăm de luna mai și de tot ceea ce ne aduce primăvara asta și până data viitoare aveți grijă de voi și de cei pe care iubiți. Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM.